Cum era de așteptat, problema Bulevardul Pardon a fost ridicată și în Consiliul Local. Consilierii au cerut o precizare despre situația în care se află centrul orașului și au afirmat că dacă nu se va găsi o soluție, Câmpul Lung va deveni un orășel de mâna a treia. Bineînțeles că s-au iscat iar discuții aprinse între consilierul PNL Ionel State și primarul Elena Lasconi. Edilul municipiului a spus răspicat că vina integrală a situației de pe bulevard o poartă Radu Perianu. Să faci o conferință de presă. De ce n-a făcut-o prefectul? Singur. Dar să faci o conferință de presă în care să spui, nu știu, nu știu ce se construiește acolo, nu știu ce proiect e, în condițiile în care aveți viceprimar și consilier local, mi se pare cel puțin aberant. Asta cu nu știu. Mai mult decât atât, nu avem nimic de ascuns. Felul în care prezentați situația, cum că a fi jumătăți de adevăr, că poate ceva ilegal la mijloc, e vreo problemă acolo, ceva, ceva necurat, mi se pare că dăunează foarte mult Câmpul Lungului. Noi nu am făcut modificări ascunse, am făcut modificările pe care le-am făcut, le-am trecut prin Consiliu. Despre ce vorbim? Dumneavoastră vă luați după zvonuri și după tot felul de oameni care sunt plătiți să facă lucrurile astea și scriu pe Facebook diverse lucruri, inclusiv de doamna care a desenat trotuarele la dimensiunea respectivă, a spus că trotuarele au fost modificate și ea le-a desenat, că acest proiect a fost luat copy-paste de la proiectul mare, după cum bine știți. Adică, dacă vroiați să aflați orice informație, domnul State, n-am făcut chestia asta. Hai să vă mai spun încă un lucru. Din punct de vedere oficial, eu pot să răspund jurnaliștilor, așa cum mi-a spus și doamnei consilier local, că nu putem să punem la dispoziție documente pentru că se judecă un proces, dar neoficial i-a chemat pe toți să se uite pe ele. Pentru că eu nu am nimic de ascuns. Totodată, primarul municipiului Câmpul Lung a ținut să sublinieze că în procesul care se derulează pe fond, cu Bulevardul Pardon, avocatul va fi plătit din indemnizația de primar primită. Pentru cel mai important din punctul meu de proces, eu o să plătesc din banii mei, cel pe contencios, cel cu Bulevardul, pentru că dacă l-aș fi trecut, să presupunem, prin acest consiliu, nu am fi putut să alegem cel mai bun avocat sau un avocat grozav, pentru că era ăla care avea oferta cea mai mică, probabil. Așa că nu mi-am putut permite asta și îl plătesc din buzunarul meu. Cu siguranță vor urma și alte ieșiri de o parte și de alta a celor două tabere, însă acestea nu vor rezolva problema Bulevardului Pardon. Câmpulungenii așteaptă demersuri concrete pentru rezolvarea situației.